O nouă săptămână, o nouă alertă cu bombă. După ce acum câteva zile poliția și specialiștii BOMTEH au tot făcut verificări pe la centrul comercial de pe viaduct, în care se anunța despre plasarea de explozibili, astăzi aceștia au fost puși din nou pe jar. De această dată vizate au fost mai multe locații cu flux sporit de persoane din capitală, dar ca și în cazurile precedente, alerta s-a dovedit a fi falsă. Poliția Capitalei a fost anunțată în după-amiaza zilei despre faptul că mai multe centre comerciale și autogări sunt minate. Una dintre locații în care s-ar fi aflat explozibile este gara feroviară. Angajații spun că au fost evacuați din instituție în jurul orei 15 și 30 de minute de serviciile specializate care au încercuit zona. Eu sunt la serviciu și șef de afaceri nu dau voie la nimeni să intre înăuntru. Călătorii au fost la Ungheni, la Bindeț, dar nu a intrat nimeni în gara. Dar pe unde au ieșit? Este partea. Ce e partea asta? Am venit la serviciu. Ce? Încă nu-mi dau drumul în gară. Dar de ce? Care-i motivul? Nu știu, nu cunosc. Specialiștii BOMTEH nu au dorit să discute cu echipa noastră de filmare. Ce a fost depistat? Este alarmă falsă sau? Vă mai repet o dată, toate întrebările au stări de presă. În cele din urmă, aproape de ora 18, experții au finalizat de examinat gara feroviară și au constatat că alerta a fost falsă. Potrivit poliției, specialiștii au verificat și alte edificii. Până la această oră, primele investigații efectuate nu indică existența unui pericol iminent pentru cetățeni. Oamenii legii lucrează inclusiv la identificarea persoanelor care au pus pe jar serviciile specializate.